Încă nu v-ați planificat concediul pentru această vară, ar cam fi cazul să vă grăbiți. Asta dacă vreți să mai prindeți bilete prin programul Early Booking. Agențiile de turism spun că mai au doar câteva locuri disponibile. Dacă veți merge astăzi la sediul unei agenții de turism, aveți mari șanse să vă rezervați o vacanță frumoasă doar pentru 100 de euro. Importante sunt reducerile care pleacă de la 8% și se pot duce până la 30%. Este bine să accesezi pachetele de Early Booking, deoarece ai garanția că hotelul pe care îl alegi acum va fi rezervat pentru tine la vară, pe când în vară vei lua ce va rămâne. Și cum reducerile îi atrag pe români ca un magnet, agențiile de turism n-au rămas cu oferte nevândute. Oamenii sună, cer detalii și apoi vin și cumpără. Pachetele sunt atractive, au inclus bilet de avion dus întors, cazare 7 nopți de obicei, masă, începând de la mic dejun până la o variantă de ultra all inclusiv. Rodos, Halkidiki, Creta, Tasos, Zakynthos, Dubrovnik sau chiar Kushadasi sunt doar câteva dintre destinațiile pe care vă sfătuiesc agențiile de turism să le alegeți pentru vacanțele voastre. Important este însă să vă faceți și o rezervare din timp, pentru că altfel nu veți beneficia de reduceri substanțiale. Pentru 3 nopți de cazare în Bulgaria, cu mic dejun inclus, prețurile pornesc de la 51 de euro de persoană. Un sejur de 8 zile în Creta, cu mic dejun și transport cu avionul, costă 199 de euro, iar în Halkidiki doar 99 de euro. Dacă alegeți Turcia, un sejur de 8 zile în regim all inclusiv în Kushadasi, la hotel de 4 stele și transport cu avionul, costă 249 de euro. Agențiile de turism speră să vândă bilete și în Egipt sau Tunisia. Un sejur de 8 zile într-una dintre cele două țări pleacă de la 319 euro și ajunge la 560 de euro. Mocănița va